Începe și Steph Holt. Repet, 23 de puncte este scorul pe care trebuie să-l bată pentru a deveni jucătorul care câștigă concursul aruncărilor de 3. Începe cu 4 puncte. Richard avea 5 în momentul ăsta. Ajunge la 5 acum Holt. Vine și cea de-a 6-a. A 7-a nu pică încă. Se întâmplă acum. Mingea dublă. E Națe. 9 pentru Steph Holt. De pe centru, mingi duble, ajunge la 11, la 13, la 15, omul nu poate rata, nu poate rata, mai are o minge, vine târziu acolo, cea de 3 în continuare în plasă, cineva să-l oprească pe Steph Holt, care ratează cele din urmă, ajunge acum la ultimele mingi aruncate, are nevoie de una din colț, este la 24, care este noul câștigător al concursului de 3 într-o manieră fabuloasă!